ajuns în veranda mall. V-am spus că fac excursii de mall în perioada aceasta. Da, și aici multe, 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 multe luminițe. Am venit să văd ce mai găsesc nou prin magazine, care mai este atmosfera. Dar, da, deja mi-am făcut o idee de prin alte mall-uri, dar aici la veranda mall mă simt mult mai bine pentru că e mai puțin aglomerat. O să merg așa prin magazine și o să văd, arăt și vouă ce am mai găsit, ce decorațiuni ori mai fi apărut, care v-ați făcut bradul foarte bine, eu nu am ajuns încă să îl fac. Deocamdată ne relaxăm un pic, mâncăm ceva bun, bem un cappuccino, un cappuccino, așa cum știți voi că sunt eu obișnuită. Ceva bun, de fapt, înseamnă un piure și un pic de cărniță, că vă recunosc. Am venit în mall cu o zi nebună de muncă, dar nu mă plâng. M-am întâlnit cu niște colegi simpatici din televiziune, colegi de breaslă. Și înainte de a începe treaba acolo cu declarațiile, mă rog, pe care le-am luat noi celor prezenți la conferința respectivă, am râs de ne-am prăpărit. Am băut și o cafea bună acolo, într-un păhăruț așa simpatic de sezon. Da. Acum stau un pic să mă odihnesc, ca să zic așa, să mănânc și eu pe ziua de azi ceva. Nu mult. Să știți că am și o salată de varză murată. Mi-am luat o salată de varză murată. Uitați-vă și voi. Și ați văzut că în spatele meu lumea trece cu tava, cu diverse bunătăți. Și după care, după ce îmi iau un pic de energie așa și de la mâncărică, se vede pe fața mea că-s ruptă, nu. Nu, vă faceți că n-ați auzit, n-ați văzut. Mergem, fetelor, în mall. Și băieților, dacă vreți și voi să fiți alături de noi, cu mare drag, vă primim în comunitate. Gata, relax un pic și apoi plimbarea în căutare de alte cadouri, pentru că Eliza are și un Secret Santa la școală și încă un Secret Santa între ea și prietenele ei, așa că am treabă multă. Să căutăm și îmi face așa de mare plăcere încât nici nu mai contează cât de obosită sunt, ce contează, domnule, oboseala. Ne odihnim la noapte și mâine o luăm de la capăt. Pupici deocamdată și ne vedem prin magazine!
Cam aceasta a fost periplul prin Mall Veranda. Ajung acasă și o să vă arăt ce am cumpărat. Pupici, ne vedem data viitoare prin alt mall sau cine știe pe unde. Haideți să ajungem acasă, să desfacem punguțele. Am venit acasă cu punga, am mai luat câte ceva. Am unele obiecte pe care, din păcate, nu pot să le arăt. Este perioada Secret Santa și, ca atare, Secret Santa să rămână. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar o să vă arăt altele pe care le-am luat. Și încep cu această rețea de luminițe. Sub formă de brăduți, să spunem. Am încercat să pun aici și bateriile ca să vă arăt exact cum luminează, numai că îmi dă bătăi de cap. Momentan am văzut, când m-am apucat de filmat, acest mic șurubel care necesită o șurubelniță din aceea specială, steluță, așa îi spune. Dar când o să pun rețea în brad sau văd eu pe unde mă gândesc să o instalez, o să vă arăt ce pot acești brăduți. Vedeți că au aici și LED-ul. Așa, și tare sunt curioasă și eu, dar trebuie să am acea șurubelniță micuță. 6 lei am dat pe această minunăție. Stați puțin că scrie așa aici undeva prețul. Mai bate puțin lumina în cutiuțe. Și mi s-a părut foarte interesant. Prețul, nu mai spun, că este unul cât se poate de prietenos, ca să zic așa. Și sunt și eu curioasă să văd cum luminează. Abia aștept să decorez. Suntem în curs de decorare și mai durează ceva. Pentru că, da, noi suntem obișnuite să facem și bradul mai aproape atunci, în preajma Crăciunului, dar până atunci ne ocupăm de decorațiuni. Și tot mai strângem câte una, câte una, câte una. Acestea sunt tot de la Pepco. Dintr-un fel de plastic, acelea erau din lemn, acestea sunt din plastic, dar uitați ce bine arată și abia aștept să văd, evident, după ce va avea bateria acest spațiu și găsesc și șurubelnița cu pricina pe care nu o am. Da, ca să vedeți unde m-am împotmolit eu, la un amărât de șurubel. Am încercat cu un cuțit și cu una cu alta, dar nu s-a putut. Și pe acest set am dat 8,50 lei. Sunt și eu curioasă, să știți. Bine, ai senzația că sunt niște cristale, dar nu. E un plastic, dar văd că foarte bine făcute și sunt convinsă când vor lumina că vor da extrem, extrem de bine. Ce am mai găsit prin Pepco? O să iau așa, la întâmplare, bunga cu minunății. Am mai găsit pentru casa acest brăduț cu Moș Crăciun, cu zăpadă pe el. Vedeți că dacă n-avem încă prin unele zone, ne luăm singuri, ca să zic așa. Însă, surpriza cea mare este faptul că luminează. Uitați, are și steluța aceasta. Și se vede, evident, mult mai frumos când e în semi-obscuritate. Dar am să încerc eu să opresc cumva ring light-ul pentru câteva secundele, ca să vedeți. Ia uitați! Ce drăguț e! Și când este și întuneric, se vede și mai frumos. Da, pe el am dat 27 de lei. Îl găsiți, pentru că eu am fost de curând în Pepco. Și îl găsiți, era cumva nou apărut, pentru că nu l-am mai văzut, cel puțin în Pepco Veranda, unde ați văzut că am fost. Și mi se pare foarte drăguț de pus
pe șemineu, exact cum procedez eu cu ele. Îmi place să le schimb locul și să dea așa o dinamică, dar având în vedere faptul că acum deja am ceva acolo, o să doresc să mă abțin în a face schimbări din acestea în timp real. Și tot din Pepco am luat această cănuță de sezon, roșie, foarte frumoasă. Ea costă, stați că vă spun imediat prețul, 10 lei. 10 lei. Și pentru ceai și pentru cafea se potrivește așa, în aceste cutiuțe extrem, extrem de simpatice. Ia uitați cât este de mare și de drăguță. O plăcere să-ți bei ceaiul în serile reci de iarnă, când, da, vrem să vedem un film bun, să citim ceva de sezon eventual și să ne bucurăm așa de o perioadă liniștită, sper, pentru toată lumea. Sau cel puțin așa mi-aș dori. Au găsit și pe aceasta în Pepco. Am văzut că unele Pepco sunt mai bine aprovizionate, altele mai micuțe au unele produse, altele nu, pe care le găsești într-un alt Pepco. În mod, veranda e așa, cumva pe la mijloc. Destul de bine aprovizionat, nu mă plâng, dar am văzut și lucruri care în Pepco veranda nu erau și erau în alte Pepco-uri, să zic așa, sau viceversa. Acest set de șervețele la 5 lei, Merry Christmas, mi s-a părut verdele acesta foarte plăcut și am zis să-l iau și cu aurigul acesta, așa mi se pare că va da bine pe masă. Vă arăt așa, ca să aveți, cum să vă spun, de unde vă inspirați, stați că am mai găsit ceva. Am găsit acest globuleț. Da, acest globuleț din sticlă, spun ei. Și eu am dat pe el, stați puțin, îmi pare bine că au prețul aici tot timpul, 7,50 lei. Deci la cât am cumpărat așa în ultima perioadă, vă dați seama, mai am bonurile în principiu, dar ca să iei fiecare bon la rând și să reții fiecare preț în parte, cam greuț. Mai ales când sunt și multe, pentru că e perioada cadourilor, da? Și primim și facem cadouri. Și, dacă mă uit eu bine, ultimul produs pe care l-am luat de la Pepco de această dată este unul vestimentar. Am găsit această bluziță, este nou apărută, nu era data trecută când am fost și credeți-mă că am fost mai des decât vă imaginați, pentru că v-am spus, îmi doresc să merg și să vă arăt lucruri pe care le găsiți imediat ce vedeți clipul. Bine, mi s-a mai întâmplat mie odată cu o eșarfă de la Guess, chiar în urmă cu un an. V-am arătat o eșarfă albastră superbă de la Guess și mi-ați scris una dintre voi că ați vrut să vă cumpărați și nu mai era pe stoc. Ah, și ce rău mi-a apărut. Deși nu era mare perioada de timp deloc, pentru că încerc să vă aduc în față cât mai repede cu putință ca să și găsiți produsele. Dar, da, ghinion de neșansă s-a epuizat, asta este. Așa că, bluzița mea cu mânecă scurtă, fix pentru iarnă, adică minunat. Eu care nu sunt această friguroasă, ce să vă spun, una născută vara ca mine. În orice caz, mi-a plăcut, pentru că sunt locuri în care poți să ții pe deasupra o geacă până acolo și e atât de cald în interior, în diverse locații, cafenele, pe unde mai circulăm noi așa, încât poți să stai într-o astfel de bluziță. Prețul mi s-a părut mai mult decât prietenos, am dat 32 de lei pe ea, așa, și ea arată pur și simplu așa, cu mânecuța aceasta și la gât este gen bărcuță, pe rotund, așa. Deși eu v-am spus că nu mă omor cu negru, dar când am văzut aceste aplicații argintii, da, mi s-a părut că sparge un pic din monotonia acestei non-culori numite negru și e de seară, evident. Cam acestea au fost, să zic, cumpărăturile din Pepco și ce urmează să vă arăt este din Meli Melo.
Vă arăt și de acolo filmulețul. Am întrebat-o pe fata care era în seara aceea la magazin dacă pot să filmez pentru voi și m-a lăsat, a fost foarte, foarte drăguță. M-a spus că uneori mă gândesc că s-ar putea să-mi zică să fac pași pe covoraș vreun domn de pe acolo, de la pază, dar nu mi s-a întâmplat, deci nu m-a scos nimeni din magazin până acum și sper să nici nu o facă. Și fata a fost foarte drăguță și a zis, sigur, filmați, vă rog frumos, nu e niciun fel de problemă. Și vă arăt așa cam ce lucrușoare de sezon mai erau pe acolo. Tot felul de minunății, deci vis această perioadă. După care revenim să vă arăt ce mi-am luat eu. Am fost fată foarte, foarte calculată. N-am luat mare lucru așa, dar am luat și ceva și de la Melo. Haideți să vedem filmulețul și revenim. Haideți să vă spun cum a fost. Prima oară am luat această minunăție de brățară. Am intrat în Meli Melo, mi-a sărit în ochi, aurie cu pietricele, așa mi se pare superbă pentru o ținută mai specială și pentru o ocazie mai specială. Pe ea am dat 49,99 de lei, 50 de lei. Însă, mi se pare că este genul acela de material care nu oxidează în timp. În plus, mi-a plăcut că are și această extensie. Recunosc că nu este o brățară de în orice moment al zilei, așa. Ci e una care impune o anumită ținută. Ca să vă faceți o idee, căci... stați cam aici. Așa, că am încercat să desfac, v-am spus, cu... un cuțitaș și șurubelele de la astea de braț, de la, cum le spune fetelor, decorațiunile acestea luminoase și încerc să pun brățara. Ea e foarte frumoasă, să știți că în ciuda dimensiunii, să zic așa, e și mai, mai lată, da? Ai avea senzația că e ceva mai grea, dar să știți că nu este grea deloc. Ia uitați cum vine și cu această extensie poți să o reglezi practic cum vrei tu, în funcție de cum dorești. Poți să lași și peste materialul rochei, bluzei, depinde ce purtați voi și pur și simplu să o porți sau pur și simplu să o porți așa, direct pe mână. E drăguță, nu? Și la 50 de lei mi s-a părut chiar interesantă pentru prețul acesta. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin. Mă rog, e un preț chiar rezonabil, zic eu, pentru câte, cum ar spune cineva, pentru câte pietricele are. Da. Așa, și am luat brățarea și am plecat. Când să ies din Meli Melo, era acolo un stand cu diverse bijuterii
coroniță de pus pe cap, știți? Ați văzut voi în clipurile anterioare cum am apărut eu. A, așa, pe care nu l-am observat inițial și ați văzut că le-am și filmat și zic, hai să mă uit și eu mai atent, că se închidea molul, așa, să mă uit mai atent să văd ce mai au, ca să am ce să vă arăt. Și mămici de fetițe, ca să zic așa, uitați o primă sugestie de un mic, de o mică atenție, cadou, cum vreți voi să spuneți. Aceste clemițe de păr, sta să vă spun exact, 13 lei am dat, 12,99 lei. Doamne, deci uitați-vă și voi, da? Ia să vedem, stați să scot de aici câte una, câte una, exact așa vine. Hai, ce scum stă, haideți că chiar am dat în mintea copilor de data aceasta. Da, pe blondul acesta ies perfect în evidență. Evident, și l-a luat Eliza. Și și-a mai luat încă un set, stați să îl scot și pe celălalt, pentru că a vrut așa să aibă, vedeți, setul acesta are brăduț și ren și setul acesta are clopoțel și ren. Și a zis că vrea să aibă un clopoțel, un brăduț, dar doi reni. Unul pe parte, unul pe parte, probabil ce-o fi gândit ea. Și acestea, evident, tot 12,99 de lei. Ok, și am mai văzut acolo, probabil că ați văzut și pe filmare, acești domni simpatici, vi se par cunoscuți, nu? Se cheamă omuleți de zăpadă. Așa, am luat omulețul de zăpadă, l-am adus în casă, după cum vedeți, nu s-a topit, nu zice nimic, nu vrea nimic, doar să-l port. Ați n-ați crezut că o să-l port eu? Ba da, o să-l port și eu, dacă vă vine vouă să credeți sau nu, Lydia voastră, cum se răsfață și cum dă puțin timp, puțin mai mult timp înapoi spre copilărie. Și i-ar plăcea să poarte acest om de zăpadă. Fiți atentă, deci acesta, deci ea este o broșă, da? Ca să specific de la bun început, am dat 20 de lei pe ea. Are în compoziție zinc și acrilic. Și scrie fără nichel. Acum eu n-am probleme de alergii cu materiale de genul acesta, deci, mă rog. Și sistemul de prindere este așa. Ok, haide să scoatem de aici și să vă arăt cum ar putea veni. Nu v-am spus, nu l-observasem prima oară, dar apoi când le-am văzut, evident, le-am pus în coș și m-am dus din nou la casă. Deci m-am întors pentru a doua oară. Și am plătit și am făcut și filmarea pentru voi și mulțumesc pe această cale drăguței vânzătoare de acolo, care a fost de acord să mă lase a filma pentru minunata mea comunitate. Bun, domnul om de zăpadă are acest ac de prindere, dar uitați câte pietricele are dumnealui. Pentru 20 de lei mi se pare foarte bogat. Și ea vine ca o broșă, n-am cămaș acum, dar cred că s-ar putea pune și pe un sacou, da, mi-a căzut punguța în care a fost ambalat, stați puțin că eu sunt dreptace, dar să mut pe partea, aoleu, haide lady, că se vede că e târziu noapte, așa, uitați, cam așa, cam așa ar veni dumnealui, dacă vreți pe un sacou. Sau eu mai obișnuiesc aici la închiderea cămășii la gât să pun câte o broșă. Acum aceasta s-ar putea să fie un pic cam grea. Pentru că omulețul de zăpadă, într-adevăr, este un pic cam greuț. Ca așa vrea el, că doar, da, e omuleț de zăpadă, trebuie să reziste intemperiilor și trebuie să aibă material bine acolo repus. Ia uite ce simpatic e, da. Stați puțin, că are și fular cu pietricele. Vedeți și voi detaliile acestea? Hai cu focusul pe omuleț. Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Hai cu focus pe el. Ei, și cam asta am luat. Nu v-am arătat din Pepco această hârtie de împachetat. Cadouri mai am vreo două. Deja care... sunt pe verde și pe... da, nu, de la Pepco, pe verde și pe roșu. Și mie îmi place așa să ambalez frumos, să fie drăguț, drăguț, drăguț de sărbători. Ei, ați văzut că am fost destul de cuminte. V-am spus, au fost un
pic mai multe obiecte, dar din motivul pe care vi mi-am explicat la început, nu le pot arăta. I'm so sorry. Îmi pare tare rău, dar asta este. Pentru că e, da, perioada de Secret Santa. Minunat, am fost și eu la o astfel de petrecere. Da, și m-am simțit extraordinar. Și îmi place genul acesta de întâlniri, pentru că, da, ne face să ne simțim așa mai bine. N-am putut să filmez acolo, știți de ce? Era foarte mult zgomot și era lumină din aceasta caldă de la un lampadar, mă rog, un semi-obscuritate așa. Și vă dați seama să mă fi dus eu acolo cu ring light și să încep să filmez. Dragilor, a venit timpul să aflăm cine va câștiga concursul pe care eu l-am inițiat acum câteva zile bune. Vă rugam la momentul respectiv să lăsați un comentariu la unul dintre clipuri și să fiți abonate la canal. O altă condiție era aceea de a nu mai fi câștigat niciodată la un alt concurs organizat de mine. Și da, vă anunțam că pe 19 decembrie vom afla câștigătoarea. Am introdus aici numele tuturor fetelor, după cum vedeți în ruleta mea. Exact așa le-a luat ruleta, un nume cu roșu, un nume cu negru, pur și simplu este o chestiune de design a aplicației. Și am introdus numele. Vă mulțumesc întâi de toate pentru fiecare comentariu pe care l-ați lăsat și pentru fiecare apreciere. Și acum, ca să nu vă mai țin în tensiune, pentru că nu-mi place lucrul acesta, am să apăs pe spin și o să aflăm câștigătoarea concursului de astăzi. Restul de fete care au participat, vă mulțumesc încă o dată pentru comentarii, la fel și celei care va câștiga. Dar așa este într-un concurs, doar o singură persoană câștigă de data aceasta, având celelalte șansa de a participa cu siguranță la un nou concurs pe care îl voi organiza și în anul 2023, sau le voi organiza, pentru că vor mai fi destule concursuri, zic. Gata, să nu vă mai țin în tensiune, acum apăs pe ruletă, pe spin și imediat vom afla câștigătoarea. Mariana Măraloiu sau Măraloiu. Mariana, așadar, tu ești câștigătoarea acestui concurs din luna decembrie și acum să mergem pe unul dintre videoclipuri să vedem unde mi-a lăsat Mariana comentariu. Am primit multe, multe, multe comentarii și am primit comentarii și de la fetele care deja au câștigat concursuri organizate de mine. Între timp încerc să caut să o găsesc pe Mariana, să vedem la care dintre ele a lăsat un comentariu. Mulțumesc fetelor încă o dată pentru toate gândurile bune pe care mi le-ați lăsat. Mergem la următorul clip, chiar cel în care vă anunțam concursul. Sunteți multe, multe, multe și încerc să o găsesc pe Mariana într-unul din clipuri, să zic așa. Mă rog, un clip la care a lăsat comentariu. Vedeți că totul este foarte transparent, ca să nu existe niciun fel de discuții și nici nu se pune în discuție așa ceva. Între timp mai primesc și niște mesaje. Gata, am găsit comentariul. Mariana Măraloiu, așa mi-apare mie, mi-a lăsat acum 10 zile comentariu. Ce frumoase cadouri ai primit la Moș Nicolae.
Și ce frumoase cadouri ofer celei ce va câștiga. Doamne Mariana, felicitări că m-am luat așa cu treaba și cu... Și o să știți că sunt emoționată pentru voi. Și ia uite ce ai scris tu aici. Ce frumoase cadouri ofer celei care va câștiga. Mulțumesc foarte, foarte mult. Tu mi-ai lăsat mesaj la decembrie vlogmas, cadou de la Moș Nicolae, de la decorațiuni de la Jumbo. Acesta a fost clipul la care tu ai lăsat mesajul. Mariana, dragă, te rog frumos ca să îmi lași datele tale în privat pe Facebook sau pe Instagram. Găsești datele mele de contact în descriere la videoclipuri și apoi vom lua legătura să te anunț cum vei intra în posesia cadoului. Felicitări încă o dată și mulțumesc la fel de mult și celorlalte participante și vă mai aștept, fetelor. Ne vedem joia următoare la un nou clip, așa cum v-am promis, până la sfârșitul anului ne vom vedea în fiecare seară de luni și de joi, urmând ca din 2023 să intrăm în programul nostru obișnuit, să spun așa, cu postare în fiecare seară de luni. Zile minunate, spor la treabă, pentru că știu că este o săptămână aglomerată și ne vedem în această săptămână joi seara. Vă îmbrățișez cu drag!